au rămas fără permis din cauza vitezei. Pe DN2, în doar 4 ore, polițiștii au depistat 24 de șoferi care goneau pe șosea depășind cu mult viteza maximă admisă. Unul dintre ei avea 183 de km pe oră în localitate, altul 110 km pe oră. Ambii au fost prinși în poșta Câlnău, județul Buzău. În nici 60 de minute, alți conducători auto s-au dovedit la fel de inconștienți. Tupeul șoferilor i-a uimit pe polițiștii de la rutieră, care au ieșit pe DN2 cu o mașină neinscripționată, dar dotată cu aparat radar. Localitate Seat, cu viteze de peste 100 de km la oră, peste trecere de pietoni, în calcă și inclusiv marcajul, în zona de restricție de 40, peste 160 de km la oră. Restricție de 40. Drumul este în reabilitare. Viteze de peste 150, în localitate, unde limita de viteză este de 50, cele două autovehicule se pare că se întrec. În afara localității, șoferii apăsau și mai tare pe pedala de accelerație. Accelerează foarte puternic, urmează să fie preluat de celelalte echipaje, nu respectă limita de viteză, având în vedere că este traficul foarte aglomerat, pune în pericol celelalți participanți la trafic. Accelerează foarte puternic, urmează să fie preluat de celelalte echipaje, nu respectă limita de viteză, având în vedere că este traficul foarte aglomerat. Toți cei 24 de șoferi vitezomani s-au ales cu permisul suspendat pe 90 de zile și au fost amendați. Controlele polițiștilor de la rutieră vin după ce, într-o singură săptămână, pe DN2 s-au produs două accidente tragice, soldate în total cu 7 morți și 15 răniți.